important a fost Eminescu în închisoare? Eminescu în închisoare a fost deosebit de important. În primul rând, am citit undeva, se spune că românii au avut doi oameni mari. Primul luat în ordine Ștefan cel Mare și al doilea Mihai Eminescu. În fața lui Mihai Eminescu mă închin și în genunchi. L-am pomenit de atâtea ori în aiud, am vorbit despre dânsul, am învățat poezii, mi-am amintit scrisorile 1, 2, 3 al lui Eminescu și parcă mi-a dat viață. A fost deosebit, așa cum deosebit rămâne pentru neamul românesc veșnic, cât neamul ăsta va mai exista și sper că o să existe până la cap. Suntem noi puțin cam dezuniți, dar ne-o mâni până la urmă cu toții.